Am tras un semnal de alarmă de anul trecut, practic de aproape un an, cu privire la situația unde ar putea ajunge Roma. Cu nimeni nu altă în seamă, mai mult președintele de la acea vreme, Duicu, spunea că nu știu ce spun, că ranul este rezolvat, că guvernul face, drege. Se pare că am avut dreptate, îmi pare rău că trebuie să spun că am avut dreptate și îmi pare rău că trebuie să spun că guvernul actual nu are nicio soluție pentru combinatul Romax și dorește practic închiderea. Noi ne opunem cu fermitate acestui lucru și credem că găsirea unei soluții de export pentru apa grea, continuarea investițiilor de la 3 și 4, ar trebui ca să fie prioritare pentru guvernul actual, în așa fel încât combinatul să poată funcționa în continuare. Din păcate, cum am mai spus, n-am avut o conducere a Consiliului Județean care să intereseze cu adevărat. Am văzut acum la televiziune cu ce interese aveau cei din conducerea Consiliului Județean, dar cred că o nouă conducere ar putea să facă ceva pentru județul Mehedinți mult mai mult și în așa fel încât și ranul să poată funcționa și salariații de la RAN să și-a salariile la timp. RAN a intrat în insolvență la sfârșitul anului trecut. Cel mai important agent economic din Mehedinți este aproape de colapsul financiar și riscă să intre în faliment până la sfârșitul acestui an.